Bună, dragile mele! Mi-a fost foarte dor de voi. Au trecut sărbătorile de iarnă și slava Domnului. Știți bine, noi toate o lecuță cam adăugat, că noi o leacă de rășituri, o leacă de olivie, o leacă de cozonaști și trebuie să dăm tot jos, da? Și astăzi mă voi împărtăși, adică acum, eu m-am împărtășit mai devreme, da? Să mă împărtăș cu secretele pe care eu le fac la sala de forță ca să revin la formele ideale. Îmi place că ești trebuie să vin cu ștergare, nu de acasă, dar ți-o dă-i. Miri o specială în curc. Dragile mele, dacă suntem în vestiar și avem oglinzi, neapărat urmăm tradiția de selfie. Lasă-mă răbișută toate fetele, mai ales cu mătrăgale. Desigur, în sală sunt și bărbați, așa că noi trebuie să fim frumoase tot timpul. Deci, dragile mele, înainte de a trece la silovii trenirovki, avem nevoie să ne încălzăm în zona cardio. Aici să știți că eu nu fac exerciții așa din capul meu și vreau, dar am antrenor personal. Hai să procedem. Acesta este antrenorul meu personal, Janiel. Bună ziua, doamna Valentina. Ei, doamna Valentina, hai spune-mi, Valea, Jen. Putem începe? Da, desigur, urcați. Data trecută am început cu 2 km, da? Astăzi un piculeț mai dificil, 4 km încălzire. Așa o mică încălzire, ok? Bine. Plusul la aparatele este că arată și serial. Eu mă uit așa clon a 4-lea sezon. Doamna Valentina frecventează antrenamentele noastre deja de 2 săptămâni. Sunt rezultate destul de bune. A adăugat masă musculară 4 kg. Doamna Valentina, alergați-o rog frumos. Noi cu băieții mâncăm de 8 ori pe zi să acumulăm masă musculară și nu ne reușește. Doamna Valentina chiar, nu știu, e o specie foarte rară. E așa, e... Nu, e muncitoare, muncitoare. Fucked and drank all night. Acted all alright. Had no need to fight tonight, tonight. Toate fetele își doresc să aibă un fund ca la Kim Kardashian. Am să vă arăt unele exerciții de bază pentru a avea un fund ca Kersaku. Pentru a face exercițiul ăsta, trebuie să ai un abdomen foarte bine antrenat. Eu aici în sală am bătut odată record, am stat 40 de minute în plank. Jenia spune că exercițiul ăsta se numește farfica, de el numesc ridicarea podului de la zatoca. Din multitudinea de aparate din sala asta de forță, cel mai tare îmi place aparatul lui Janiel și aparatul ăsta. Și bântul e o legendă că 10% din femei care fac exerciții la aparatul ăsta au orgasm. Not
fapt, eu o sfătuie pe doamna Valentina să fac exerciții pentru doamne și pentru domnișoare, dar dumneai spune că vrea numai la chef să fac. Doamna Valentina, poate vă ajunge? Ești trahuiești, ștași acolo! Acum la modă, pentru fete, este să la cursuri de autoapărare. Aici poți să te descarci. Adică să te descarci psihologic. Doamna Valentina, mai cu forță. Imaginați-vă că e Valera. Dragile mele, după așa un antrenament intensiv, noi fetele avem nevoie de relaxare. Haideți să vă arăt spa-zona. Bazinul ajută foarte mult pentru relaxare musculară și prevenirea osteochondrozei de la spate. Îmi place aici la jacuzzi. Poți faci bulbuși și nimeni n-a să te înțeleagă că tu ai făcut. Lifehack, fetelor, vină aici în aquazonă ca să economisesc apa de acasă. Deși vin în fiecare sâmbătă și mă spăl. Deci, dragile mele, pentru astăzi doza mea de fitness s-a terminat. Eu vă doresc să fiți frumoase și să aveți grijă de voi. Și să vă iubiți așa cum sunteți. Ne vedem data viitoare. V-am pupat!